Sfârșit a venit timpul pentru clipul mult așteptat, storytime-ul cum am născut, așa că eu zic să începem. M-am gândit în timp ce povestesc să și machiez, nu mi-am făcut absolut nicio listă, m-am tot gândit zilele trecute cum să vă povestesc, ce să fac, cum să vă spun și am zis că cel mai bine e să mă liniștesc și să nu mai scriu nimic, deși mă gândeam la o grămadă de chestii, sper să nu omit ceva, pentru că eu sunt foarte uitucă după ce am născut, evident că am pierdut timpul cu memoria, în sensul că sunt foarte uitucă și am înțeles că foarte multe mame sunt așa, foarte multe mame uită. Deci să începem, mi-am făcut deja rutina de îngrijire pentru că am filmat un clip cu îngrijirea tenului, așa că să zicem că tenul este primed. Așa, deci să începem. Am să mai are rost, nu vă mai spun ce produse folosesc, ci pur și simplu mă machiez și dacă aveți ceva întrebări eventual, am să vă răspund în comentarii. Bun, deci cum am născut, să vă spun, aveam niște emoții teribile, deci emoțiile au fost super, super mari cu o săptămână înainte, dar mă rog, încercam să mă liniștesc și oricum eram foarte, foarte mare. M-am îngrășat 14 kg în total și mi-era foarte greu, mă trezeam și seara, am avut foarte mult acid și a fost destul de greu. Ultimele, să zicem, săptămâni au fost foarte, foarte grele. Trebuie să port și ciorap compresiv. Am fost și la doctor. În fine, deci au fost mai multe chestii care s-au întâmplat, dar nu grave. Deci chestii basic așa de mămici. Efectiv, aveam foarte, foarte mare acid la stomac. Mă stresa foarte mult. Mă trezeam din somn, chiar dacă beam apă nu-mi trecea. Așa că a trebuit să-mi iau niște bomboane de suc naturale cu gust de fructe de la Dr. Max. Alea ce m-au salvat, le aveam și noaptea. Supernă, deci cam așa am supraviețuit. La începutul sarcinii nu am avut grețuri. În schimb, nu prea aveam poftă de mâncare la început. După aceea, evident că s-a a trecut partea asta cu pofta de mâncare. Am avut foarte multă poftă de mâncare. Am mâncat bine, totul a fost ok. Deci singura chestie a fost cu acidul. Mi-am făcut bagajul, nu am avut nevoie de foarte multe chestii, vă zic sincer, pentru că am primit multe de acolo, de la clinica unde am născut. Și am mers la clinică și nu am mers la maternitatea de stat, pentru că acolo lucra doctorița mea și eu nu am vrut niciun ruptul capului să merg la altcineva sau să schimb doctorul. Deci ăsta este exclus. Așa că eu am fost doar după dânsa și tot a fost perfect. Și a venit și ziua nașterii, ziua minunată. Țin minte că cu o zi înainte am fost cu Andrei să ne facem ultimele cumpărături și chiar m-am întâlnit cu doamna doctor acolo la centrul la comercial. Și m-a încurajat foarte tare, ziceam, sunt ok, dar am emoții, adică chiar am emoții. Ne-am trezit cu noaptea în cap eu cu Andrei, pentru că trebuia să fim acolo dimineața pe la 7, dacă bine țin minte. V-am spus că stau prost cu memoria, dar Andrei mă poate corecta în comentarii. Și am fost foarte emoționați amândoi, chiar râdeam, ne țineam de mână în mașină. A fost un alt moment emoționant pentru amândoi. Da, m-a încurajat foarte mult și a fost foarte drăguț. Cel mai mult mă bucur că a fost cu mine în sală la naștere, tocmai pentru că mi-am dorit foarte mult și dacă nu se îndeplinea, nu știu, cred că eram foarte stresată, dacă nu mi se îndeplinea dorința asta să fie el în sală. Mi-am dorit foarte mult, chiar dacă a fost la capul meu, a însemnat foarte mult pentru mine să știu că e acolo și că psihic m-am simțit mult mai bine dacă a fost și el acolo, chiar dacă eu nu l-am văzut, era la capul meu. Și ca să vă spun, eu am născut prin cezariană, asta a fost indicația medicului, deci nu că am vrut eu, dar vă zic sincer, mi-ar fi fost frică să nasc natural, deci cele care ați născut natural, felicitări, jos pălăria pentru voi, eu nu cred că puteam, eu nu m-aș fi văzut în stare, dar vă repet încă o dată pentru... Mă rog, nu că am eu de ce să mă explic, dar mă rog, așa a fost. În fine, deci atâta s-a putut. Exact, asta e vorba mea, atâta s-a putut. Pe mine nu m-a deranjat, chiar dacă o să vă spun mai târziu de ce.
În schimb, bineînțeles că au fost voci dinainte, pentru că eu am știut cu câtva timp înainte că trebuie să nasc cu cezariană și m-am întâlnit cu diferiți oameni. Vai, ce drăguț, să naști natural, așa e, vai, nu, trebuie să nasc prin cezariană. Dar de ce? Pentru că așa se poate, adică nu poți să mă întrebi de ce, de ce, de ce. Mă, poate copilul stă cumva, poate nu se întoarce. Deci nu trebuie să mă explic și na, nici asta nu mi-a picat bine. Mi-ați spus foarte multe că și voi ați trecut prin chestia asta și na, chiar îmi pare rău că suntem așa multe, dar așa e, așa e lumea. Dar din moment ce mă tot întreb, na, atunci eu nu o să-ți mai răspund, adică de ce, de ce? Pentru că așa, bucură-te că ți-am răspuns și cum am născut, adică unele femei nu-i treaba ta, îți spun din start. Chiar și acum sunt multe fete pe Instagram care spun, mai nu vreau să vă spun cum am născut, că nu-i treaba voastră. După care, ce să vă spun, după ce am născut, mă întâlnesc cu un vecin, bărbat de data asta. Vai, dar ce micuță e! Vai, dar cum ai născut? Primul lucru care mă întreabă bărbat, cum ai născut? Prin cesariană. Dar de ce? N-ai putut să naști natural? De ce n-ai născut natural? Atâta s-a putut, fratele meu. Arăta să fie, adică, pe bune, deci chiar mă întreb de ce am născut pe bune, nici nu ne cunoaștem, nici nimic. Adică, stai puțin, boundaries. Deci, eu în afară că te cheamă X, nu știu cum te cheamă. Și tu mă întreb de ce. Pe bune, deci unele persoane chiar nu-și văd lungul nașului și, sincer, m-am săturat. Deci chiar m-am săturat și deja încep și eu să nu mai pun la suflet, pentru că mi-ați spus și voi, nu mai pune la suflet. Da, asta e cel mai ușor de zis, dar mă rog, să trecem mai departe, la momentele mai fericite. Deci, s-a întâmplat, cum v-am spus la începutul verii, a fost o zi foarte frumoasă, am avut emoții, am încercat să nu mă stresez, m-au schimbat, m-au pus să mă schimb într-o cămașă de aia de noapte, oricum în sala de operații stați liniște că nu rămâne nicio... Nici nimic nu mai rămâne pe noi atunci când ne operează, înțelegeți? Deci trebuia jos textila. Bun, și dar nimeni nu m-a făcut să mă simt ciudat sau am trecut peste, în fine și gata. Și doamnele asistente au fost foarte ok, singurul bărbat care a fost domnul anestezit, dar a fost așa de glumeț că nu aveai timp să te stresezi, că wow, cine te vede, că na, eu sunt mai rușinoasă de fel. Dar nici n-ai avut timp să te gândești ce și cum. Deci am fost foarte mulțumită de personal, a fost foarte încurajator pentru o mamă care e prima dată mamă și prima dată când naște. E foarte important să fie încurajată, părerea mea. E foarte important să primească cuvinte de încurajare, să aibă multe reacții pozitive în jurul ei și nu doar stres. Nu doar stres. Ca să nu vă mai spun ce v-am spus și data trecută, las că vezi tu, încurajată și a fost foarte ok. Deci eu eram atât de mare că am avut nevoie de o doamnă asistentă să mă ajute să stau corect la anestezie, pentru că nu am putut. Am încercat să fiu cât mai relaxată, nu m-am stresat, nu mi-a fost frică absolut deloc de ac, pentru că știți foarte bine, se face anestezia în coloană și dacă te stresezi sau așa, pot fi alte complicații și am zis că nu are rost să mă stresez. Bineînțeles, eram cu rugăciunea în gând, deci m-am rugat foarte, foarte mult să fie bine. Și, într-un fel, a fost totul bine, a prins anestezia repede, eu m-am relaxat repede. Vă spun sincer, nici n-am simțit în momentul când mi-a fost administrată anestezia, nici nu am simțit. Atât de blând și ok a fost. Deci nu am avut nici o problemă cu anestezia, nu mi-a fost frică de ea. No. După care a trebuit să stăm puțin, am fost monitorizată, a început operația și vreau să spun că în câteva minute așa am și auzit-o plângând. Și toată lumea era fericită că plânge, pentru că atunci când un copilaș când se naște și plânge, înseamnă că e totul foarte, foarte bine. Și bineînțeles că Andrei a văzut-o primul, a luat-o în brațe, au cântărit-o, i-au făcut poze, deci am poze din fiecare secundă. Cred că a apăsat așa, doamna anestezistă, tot așa a apăsat poze, a fost foarte, foarte amabil că mi-a și făcut o grămadă de poze. Și
Deci am poze, am video, am o grămadă. Eu eram însă foarte amețită. Deci după ce am născut-o și a trebuit să stau acolo să se încheie operația, ca să nu zic alte cuvinte, eram foarte amețită. În schimb mi-au adus-o la cap, am făcut poze, așa a fost. Deci vă spun, n-am un cuvânt de reproș nimănui pe acolo. Așa, și totul a fost foarte frumos, calm, plin de bucurie. Deci v-am zis că sunt o uitucă, cu asta am început clipul. Am vrut din start să-i mulțumesc doamnei doctor care a avut grijă de mine, dar tot am sărit, ați văzut că am sărit peste. Și inserez acum clipul ăsta aici pentru că acum l-am editat. Și vreau să-i mulțumesc din suflet pentru că a fost îngerul nostru păzitor și doamna doctor care s-a ocupat de noi. Se numește doamna doctor Gabor Rodica și mulțumesc din suflet, am să fiu veșnic recunoscătoare toată viața. Și domnul anestezist, de care v-am zis că a fost foarte, foarte profesionist, îl cheamă domnul doctor Pohuș Ciprian. Acum doamna doctor este în altă parte decât unde am născut eu. Dânsa acum este la Spitalul Pelican și eu am născut la Euclid. Na, tot a fost foarte bine. După care m-au echipat, m-au transferat pe terapie intensivă, mi-am și adus-o, pentru că acolo unde am fost, îți lasă copilul cu tine, bine, poți să optezi să ți-l ducă să te odihnești, dar eu am vrut să o am lângă mine tot timpul și au pus-o direct la sân și acolo am rămas până pe la 3 după amiaza, pentru că trebuie să stai întinsă ca să nu rămâi cu durere de cap. Na, eu am mai avut instinctul ăla să-mi ridic un pic degetul, să mai ridic spatele, să mai am aranjez, dar am stat, hai, stai măi, că nu ai voie să te ridici. Dar, în fine, a fost tot ok, dar așa din reflex, adică nu m-am... N-am vrut eu să fac pe speciala sau ceva. Deci totul a decurs foarte bine, a stat cu mine sau lângă mine, cum să vă spun, deci a fost totul foarte, foarte bine. A trebuit să stăm 3 zile. Prima zi... A decurs totul foarte bine, m-am mutat la etaj, dar dimineața următoare a fost jale. Jale, jale, jale a fost. Pentru că am avut dureri foarte mari. Deși m-am mișcat eu cu o seară înainte, știți, e bine să te miști, eram în foarte mari dureri. Deci m-am ridicat, țin minte că m-am ridicat, deci nu o să uit în veci, m-am ridicat și eu nu plângeam, dar îmi curgeau lacrimi din ochi. De durere și țin minte doar atât i-am spus, doamne asistente, mă ținea de mână, te ajut să te ridici, te ajut. Zic, m-a ajutat, dar deci nu mai pot de durere. Zic, au, mă doare, mă doare foarte tare. Bineînțeles, după aceea mi s-a administrat oricum calmant și a fost ok, dar prima reacție după ce, pentru că ea a dormit, după aceea m-am transferat sus, ea a dormit și în pătuțul ăla ei, pentru că dormea destul de bine, dar au adus-o și lângă mine și mă întrebau când ești mai ok, așa, dar tot lângă mine asta, deci cum să vă explic, nu în altă cameră, că pentru că poți să optezi să ducă copilul în camera asistentelor ca să te odihnești tu. Și eu nu, am spus că vreau să fie tot timpul lângă mine, să nu o pierd din ochi, eu acolo vreau să o văd. Și... totul a fost foarte bine, v-am zis, după ce mi-au trecut durerile, m-am calmat și totul a fost ok, am început iar să mă mai plimb, așa și nu a mai fost problemă. Și a treia zi, parcă, a doua zi seara, am avut niște dureri foarte mari de sân, foarte, foarte mari, pentru că am avut foarte mult lapte. Da, știu, prea multă informație, dar mă rog, a zis chestii de femei, suntem pe un canal de femei, mă urmăriți doar femei, așa că să sigură că mă înțelegeți. Și am avut la mine doar o pompă manuală. O pompă manuală pe care o urăsc din tot sufletul, mi-a provocat dureri groaznice, deci a fost o prostie de pompă. Nu mi-a plăcut deloc, deci am plâns. Am plâns de durere din cauza acelei pompe. Și m-au ajutat doamnele asistente și mi-au dus o pompă de acolo care era pe secție, una Philips electrică. Și cu aia am putut să mă drenez ca să fiu ok, pentru că nu e bine să-ți lași, nu e bine să stai așa. Aveam mai mult decât putea copilul să mănânce. Și atunci a fost o problemă. Na, se mai întâmplă la câteva mame. Dar s-a rezolvat în aceea zi, adică nu am necesitat medicamente sau altceva, atât că a fost na, un pic dureros și eu nu știu ce se întâmplă sau ce să fac. M-am și speriat, m-am și panicat
și nici aia nu ajută. Deci a trebuit să stau 4 zile internată și eu am crezut că stau doar 3. Și când am aflat mai trebuie să mai stau o zi, eu de-abia așteptam să mă duc acasă cu fetița. Doar soțul a putut să mă viziteze atunci. El venea seara, pentru că atunci era ora de vizită și doar seara putea să mă vadă, așa că atunci era programul de vizită și el de-abia aștepta, era super fericit. Atâta se juca cu ea, o pupa, o ridica, deci au fost niște momente foarte frumoase pe care nu o să le uit. Acum, din nou, știți că eu am multe așteptări, deci dacă ar fi să întorc un pic timp înapoi, bine, eu mai am toate pozele, am poze, am telefon, am mesaje, am tot, dar aș fi luat un caiet din acela cu amintirii ale lui bebe, știți? Primii pași, primii orice, primii... să-ți notezi orice. Eu am astea toate, sunt în format de poză și video, dar, mă rog, nici nu știu dacă aveam după aia timp să le notez eu în ziua respectivă și așa mai departe. Și pentru ce am mai optat eu atunci cât am fost internată, i-am făcut și cercelușii pentru că am vrut să fie într-un mediu curat, steril și i-am făcut în a treia zi. Și am vrut să fie profi, adică nu am vrut să mă duc cu ea într-un alt loc și să nu să am probleme, nu. Eu voiam atunci și foarte bine am făcut pentru că totul a decurs foarte repede. Bineînțeles, a plâns un pic, mi s-a rupt inima când am auzit-o cum plânge, dar mi-a adus-o repede și după aia n-am mai avut nicio problemă. S-a vindecat foarte frumos, n-am avut nicio problemă. Am mai optat încă pentru testul de auz. Tot așa, în clinică ți se face, costă extra, nu este obligatoriu dacă dorești să-l faci, dacă nu, nu. De văz după 6 luni, cam așa, poți să mergi să testezi vederea la bebeluș. Bineînțeles că am fost. Așa. Am descoperit o doamnă doctor minunată aici în Oradea. Holhoș Galea Larisa o cheamă, la Vitreu o găsiți, este minunată doamna doctor și se pricepe foarte bine și la copilaș. A venit și ziua plecării, a fost foarte cald și eu am îmbrăcat-o, era și cu, știți, și cu căciuliță de aia de bebe, era și în păturică de aia de înfășat. Mă rog, n-am fost gros îmbrăcată, că vă dați seama, nu i-am pus lână. Dar, na, era destul de cald, eu eram în rochie, era fofolită, bine, și trebuie să-i menajez, că sunt ca niște puiuți mici și trebuie îngrijiți. Na, și după aceea a venit mama mea și ne-a ajutat, m-a ajutat pe mine, a stat cu noi. V-am spus că habar n-aveam ce aveam de făcut din mare. Și, na, m-a ajutat foarte mult cât a stat cu mine. Andrei s-a ocupat de mese, el ne-a făcut de mâncare, m-a ajutat cu mâncarea pentru că eu nu aveam putere, adică nici o șansă, nici o șansă. Ce să mai văd eu de mâncare sau să mă gândesc ce să fac? Nu, mă bucuram că îmi beau cafeaua, ceaiul și alea atât. Per total pot să vă spun clar că am avut o naștere frumoasă și împlinitoare, cum se zice. Singura chestie pe care vreau să vă spun e că fiind acolo, în maternitate, bineînțeles că se fac și nașteri naturale. Mamă, deci cât m-am rugat pentru femeile acelea care nășteau natural, deci mi se rupea inima și sufletul. Chiar pot să vă spun că în ultima noapte în care am stat acolo, deja știam mult mai bine cum să o țin pe mine în pat, nu mai era frică să o țin lângă mine, pentru că m-a ajutat foarte mult, v-am spus, asistentele mi-au pus și o perniță lângă ea să mă ajute să o alăptez, cum să o țin, cum să stea și în pat și n-am mai avut nevoie de atâta ajutor cu doamnele asistente. Ele m-au învățat și cum să-i fac băiți acolo. Acolo m-au ajutat și pe mine să fac duș. În ultima seară ea a dormit cel mai bine lângă mine. Deci pe mine a dormit cel și cel mai bine decât în pătuț, când chiar plângea sărăcuța. Și... na, bineînțeles că era foame, de ce să plângă, era foame. Și așa se trezea și a dormit foarte bine noaptea, a dormit foarte bine, mă mir că a dormit atât de bine pentru că lângă mine se, lângă sala în care am fost eu, era și sala de naștere. Și veneau săracele doamne, deci tot dimineața, 4, 5, 3, 2, 2 dimineața, na, când le vedea, când le venea sorocul, nu? Și strigau, deci așa mila mi-a fost de ele, erau în dureri crunte.
fetița dormea lângă mine de numai, eu efectiv nu puteam să dorm. Și, na, m-am rugat pentru ele, pentru că erau, deci mai multe femei au născut cât am fost eu acolo natural și, deci, da, deci cum v-am spus, sigur nu o să uit. A fost frumoasă experiența pentru că am avut îngrijiri cum trebuie. Deci dacă dădeam de niște asistente rău voitoare care să nu mă ajute, într-adevăr erau și puține, trebuia să apeși pe buton și veneau. Dar veneau, vă dați seama că alergau de la parter la etaj, erau, în fine. Dar dacă dădeam de niște asistente care nu erau voitoare să mă ajute, atunci probabil că experiența mea nu ar fi fost atât de plăcută. Cu doamna doctor n-am ce să vă reproșez, a fost, venea, ne verifica, ne întreba tot timpul, îmi dădea mesaje, deci ca și mama, deci exact așa a fost doamna doctor, ca și mama mea, îmi trimitea, m-a verificat tot timpul, deci m-am simțit chiar iubită, deci chiar cred că așa ar trebui să simtă fiecare femeie când naște, fără să aibă experiențe. Alte chestii ce am mai citit pe internet după ce am născut, adică acum în timpul ăsta, după ce am născut, nu mi s-au întâmplat chestii nașpa care să se întâmple cu mine sau cu copilul, sau să-i facă ceva ei, ceea ce nu am vrut, nu s-a întâmplat absolut nimic de genul ăsta. Și, mă rog, am ajuns acasă și de acolo deja e altă poveste. Dar recuperarea a fost la mine puțin mai grea. Știu că unele femei se urcă în mașină direct de la clinică și se duc, ele conduc singure. Eu nu am putut să fiu așa. Mă înțepa și la o săptămână după ce am fost operată, dar Andrei m-a susținut, zicea, hai să te scot un pic afară, pentru că eu nu prea ieșeam decât în curte și atât. Hai să mergem la o plimbare, rămâne mama ta cu fetița și hai să mergem noi cu mașina. Na, așa am fost să mai cumpărăm una alta, dar vă zic sincer, mergea cu viteza normală, dar eu simțeam tot. Deci simțeam tot cum se mișcă, deci chiar i-am zis, te rog încetinești, și nu i-a venit să creadă, adică el chiar mergea încet, dar eu simțeam tot, mă țineam de burtă și, na, deci chiar am avut dureri, deci nu vă mint, dar după aceea a fost totul ok, adică oricum trebuie să alegi între două dureri. Deci, unele, oricum, e și relativă durerea asta. După cezariană, unele femei se recuperează foarte, foarte repede, altele ca mine mai încet, dar e totul în funcție de organismul fiecăruia. Eu, de exemplu, am avut lipsă de fier, a trebuit să-mi fac Andrei perfuzii cu fier ca să fiu ok și am avut venele foarte subțiri, deci sunt anumite chestii care, na, sunt normale, se întâmplă, dar și la nașterea naturală sunt foarte multe dureri, chiar ai dureri sau ai probleme în acea zonă intimă după foarte, foarte multe luni, nu ai cum să afli cum se comportă corpul tău cu tine. Deci chiar am citit, deci peste tot sunt complicații, dar fiecare alege ce consideră și ce e mai bine pentru corpul ei și fără să fim judecate. Adică dacă ea vrea să nască o doamnă, femeie, vrea să nască natural și așa, asta își dorește, asta o împlinește, sau să nască în apă. Eu, de exemplu, când eram mai micuță, visam, vai, vreau să nască în apă, că mi se părea wow, dar după aceea nu, n-am mai vrut. Deci cam asta e, trebuie să ne respectăm și fiecare femeie are dreptul să aleagă cum vrea, vrea să aibă ora magică, vrea să aibă cordonul să pulseze, vrea să nu știu ce, deci fiecare are alte păreri. Gândiți-vă că la o cezariană ești operată, nu ai cum să ai și pașii ăia pentru că tu ai o rană, trebuie să te închidă cât mai repede, să fie operația cât mai de succes. În fine, astea sunt alte discuții pentru alte teme și așa mai departe. Dar am uitat rujul, am uitat să pun rujul și am și terminat și machiajul și povestea. Deci cam asta e povestea nașterii mele. A fost foarte frumoasă și chiar vă încurajez să alegeți ce metodă de naștere vă satisface pe voi și vă împlinește. Dacă vă e frică să nașteți natural și credeți că e mai simplu, în ghilimele, cu cezariană, este alegerea voastră, nu are absolut nimeni dreptul să se bage. Sunt femei care vor să nască natural, dar efectiv copilul nu se întoarce. Stă, așteaptă, dar tot la cezariană ajunge, pentru că, în primul rând, viața mamei și a copilului este prioritară și nu mai poți să aștepți ca să fie într-o situație prea târzie sau prea critică. În fine, ideea per total este că ar trebui să fim mai indulgente și mai îngăduitoare cu toate poveștile astea de mame și să le acceptăm și să le
încurajăm pe toate femeile care nasc, fără să le mai judecăm sau să le întrebăm de ce. Pentru că nu-i treaba noastră. Fiecare poveste este diferită. Poate eu am vrut să nasc natural, dar n-am putut. Poate cealaltă doamnă a vrut să nască prin cezariană, dar n-a mai apucat. Deci sunt povești și povești, că chiar mă fac piele de găină când vă povestesc toate chestiile astea. Dar, în fine, nu vreau să fie clipul ăsta prea lung. De-abia aștept să citiți poveștile voastre și comentariile voastre. Și vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine și vă pup. Pa, pa!